Cu cât ridici ștacheta mai sus, cu atât e mai greu ca să o menții. Și câștigarea campionatului, cel puțin în fotbal românesc, este trofeul maxim. E greu să-l iei an de an, mai ales că, așa cum am anunțat, o prioritate, nu știu că neapărat la același nivel cu câștigarea campionatului, pentru că ne-am dorit să câștigăm campionatul și acesta a fost principalul obiectiv, dar o prioritate a reprezentat și optimizarea de care tot discutam, diminuarea pierderilor, rezolvarea acestei povară financiară pe care am găsit-o, ne-a obligat ca să tăiem în anumite locuri în carne vie și din acest punct de vedere am făcut pași. Ăsta este un câștig care nu este contabilizat de către oamenii de fotbal care sunt interesați sau suport care sunt interesați doar de trofee sau rezultate, dar pentru club, pentru patronul echipei care aducea bani de acasă, era un amănunt cu ghilimele de rigoare foarte important. Și indiferent că CFR-ul continuă, s-ar fi calificat în competiție europeană importantă, și aici mă refer la Champions League sau Europa League, lucru care l-am sperat măcar în Europa League, dacă câștigăm campionatul, să ne calificăm, pentru că aveam această oportunitate a fi cap de serie în cele trei tururi, singura echipă din România care beneficia datorită punctajului acumulat în anii anteriori pentru club și pentru fotbalul românesc. Și am pierdut această posibilitate, nu mai avem ce să facem, trebuie să ne ridicăm, mergem mai departe, știu că există supărare, sunt multe lucruri spuse la nervi, nu înseamnă că dacă vorbim de arbitraj nu vedem minusurile pe care le-am avut noi, de exemplu am primit goluri mult prea multe și mult mai ușor decât în anii precedenți, chiar dacă am avut jucători buni, sistem defensiv. Cunoaștem anumite cauze, una dintre ele a fi oboseala, cea mai facilă și cea în care să spunem că nu am deranjat niciun jucător, ca să fim, să fim eleganți, dar mai există probabil și alte motive și aici doar jucătorii sunt cei care pot să se adune, apropo, împreună cu staful tehnic. Despre arbitraj se pot spune foarte multe. Nu sunt de acord cu cei care vin și spun, mai ales că eu am venit de curând la CFR Cluj, că anii precedenți cum au câștigat sau că au fost greșeli de arbitraj. Au fost greșeli de arbitraj în fiecare an. Din păcate, nu pot să-mi demonstreze nimeni, atât timp cât nu a existat VAR în trecut, că a fost intenție. În momentul în care ai VAR, te uiți la reluări, deja situația este diferită și vorbim într-un an în care avem sistemul VAR și nu țin minte, chiar dacă înainte nu a fost VAR, ca să existe o echipă în care să aibă în fiecare etapă, și atenție mare că am intrat în play-off la un singur punct distanță, diferență de către Faru Constanța care era pe primul loc. În fiecare etapă am avut decizii greșite, majore, aici vorbesc de lovituri de pedeapsă sau goluri sau linii de offside trase eronat în fază de gol. Greșelile au fost admise de specialiști, nu neapărat de către mine, pentru că eu pot să fiu acuzat de acel subiectivism. Nu a existat în anii anteriori nicio echipă care să aibă etapă de etapă greșeli de arbitraj. Apropo de acest lucru pe care îl spuneți dumneavoastră, Mihai Rotaru, acționar la Universitatea Craiova, spune cu trimitere la această chestiune din trecut, la care ați făcut și dumneavoastră referire, și la atmosfera de pe stadionul din Cluj, de la acest meci cu Craiova. Domnia sa spune așa, cum să strige cei de la CFR, hoții, hoții? Înseamnă că s-a întors lumea cu fundul în sus. Este o declarație pe care a oferit-o pentru fanatic. Deci, iată, de exemplu, Mihai Rotaru face o trimitere la faptul că CFR Cluj ar fi câștigat într-un astfel de mod pe care îl acuză acum, titluri în sezoanele trecute. CFR Cluj, unul din recentele campionate câștigate, a terminat pe primul loc după ce au modificat regulamentul în timpul competiției în pandemie
și în loc să fie jucat meciul pe teren neutru, acea finală s-a jucat la Craiova, unde eram în acea perioadă în studiourile TV și în acel meci, acea finală, am descoperit greșeli în favoarea echipei din Craiova și cu toate acestea, CFR-ul i-a bătut și a câștigat campionatul. Probabil se referă la acel meci. E replica dumneavoastră. Eu nu cred că se referea la acel lucru, dar e o replică pe care dumneavoastră o oferiți acestei... Nu au existat în anii precedenți. Eu odată nu am fost la club. Am promis și m-am ținut de cuvânt. Din păcate, demonstrația e în forță, adică oarecum în fanfară am demonstrat că nu ne interesează arbitrajul. Nu am făcut presiuni înainte de meci asupra arbitrajelor. Asta nu înseamnă că nu discutăm sau nu scoatem în evidență atunci când apar greșeli. Mi se pare o noțiune de fair play și comparativ cu anii de care povestea domnul Rotarul, anul acesta există VAR. Mai mult decât atât, niciodată pe final de campionat în ultimele 10 etape, au trecut 7 până acum, nu s-a întâmplat să există o echipă care să aibă șanse la câștigarea titlului să fie defavorizată conform opiniei specialiștilor care au analizat fazele, nu al lui Cristi Balaj, etapă de etapă de faze de arbitraj. Totul culminând cu sfidarea care există atunci când se fac analizele arbitrajelor așa cum sunt făcute și venim și negăm evidența, adică în ultima etapă, etapa precedentă, Chiros Vasaras a văzut un hands clar la meciul Craiova-FCSB când s-a dat penalti împotriva FCSB-ului. O țară întreagă ne-am chinuit să descoperim când a atins mingea mâna lui Cristia, apărătorul de la FCSB. Nu am reușit, dar am dat credit arbitrului pentru că nu puteam să-l contrazicem din acele imagini. Chiros Vasaras a văzut ceea ce n-a văzut o țară întreagă, pentru el a fost evidentă jucarea mingii cu mâna, în schimb nu a văzut cum i s-a dus palma în spate la Junior Moraes. Păi te minunezi când auzi asemenea explicații. Rămâi stupefiat. Domnule Balaj, de ce credeți că s-au comis atât de multe greșeli împotriva echipei dumneavoastră? Nu știu, aici mă pierdeți. Chiar nu știu. Chiar nu știu, mă pot gândi la orice, vorba domnului Crăciunescu. Deci chiar mă pot gândi la orice. V-aș ajuta cu declarația lui Dan Petrescu, care a spus după meciul cu Craiova, că pur și simplu nu se mai dorește ca CFR Cluj să fie campioană și implicit să participe în cupele europene. Nu știu care ar fi câștigul fotbalului românesc, atât timp cât CFR Cluj a fost singura echipă care a adus puncte. Pur teoretic, aș putea avansa un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Să se dea un refresh așa, adică campionatul poate deveni monoton dacă sezon de sezon e câștigat de o singură echipă. Poate să devină, da. Asta eu poate să fie un motiv. Poate să fie un motiv. Plus că lumea era obișnuită ca pe final CFR Cluj să aibă forța de a apăsa accelerația și să se joace campionatul până în ultima etapă, mai ales că ultimul joc este CFR din campionat, va fi CFR Cluj împotriva Farului. Uitați că de data aceasta nu s-a mai întâmplat, e greu probabil să se mai întâmple acest lucru și nu știu, nu mă duc chiar atât de departe, sunt mulți factori, un concurs de împrejurări, lipsă de pregătire, curajul de a accepta atunci când arbitrii greșesc, și aici mă refer la cei de la Comisia Centrală Arbitrilor, care au impresia că dacă ascund mizeria sub preș o să fie mai curat, dar noi practic tot același praf îl vom respira. Mi este greu ca să înțeleg liniile acelea care
atunci când sunt în defavoarea CFR-ului, dacă sunt trase pe la picior, le tragem pe la picior. Dacă sunt în defavoarea CFR-ului să le tragem pe la umăr, le tragem pe la umăr. Credeți că acest gol marcat de Craiova a fost analizat incorrect din nou, din punct de vedere al felului în care s-au tras liniile? După ce facem un exercițiu de imaginație, vă cred probabil că sunteți așezat în acest moment, dar cei care ne ascultă și sunt în picioare, dacă își sprijină ușor greutatea, se înclină ușor spre piciorul drept și își pun greutatea pe piciorul drept, automat umărul depășește piciorul de sprijin. Era poziția pe care Ivan, un jucător înalt, pentru că cu cât ești mai înalt, cu atât umărul ți se duce ca și proiecție mai în față, umărul lui Ivan era mai în față decât piciorul lui Camora, care atingea linia și care era ridicat piciorul lui Camora. El având 41, mărimea 41 la picior, deci vreo 26 de centimetri exact, din care o parte acestor centimetri erau pe linia suprafeței de poartă. Ori umărul lui Ivan clar era în poziție de offside. Probabil dacă era soția lui Papai, Oliv, ar fi fost acolo, să fi avut umărul în dreptul piciorului, dar la un jucător de fotbal, cu constituția și forma fizică a celui implicat în această fază, era evident că are piciorul mai în față. Trebuie doar minim de cunoștințe sau imaginație. Nu întâmplător am spus că arbitrajul nu este făcut pentru oameni care au minim de inteligență. Credeți că Andrei Ivan trebuia să fie eliminat în meciul de aseară? Să fie ce anume? Eliminat. Nu. Părerea mea este că decizia corectă, aici nu sunt de acord cu cei care au spus că este cartonaș roșu. Opinia mea este că e cartonaș galben și ar însemna să-mi pierd credibilitatea dacă... Apropo de acest moment de obiectivitate pe care ni-l prezentați cu faptul că nu trebuia eliminat Ivan, aș vrea să remarc un alt moment de obiectivitate. De-a lungul timpului, Adrian Polumboi, un raport cu dumneavoastră personal, dar și raport cu clubul CFR Cluj, și-a arătat ostilitatea, să spunem așa. Dar aseară, la DigiSport, a spus că CFR Cluj trebuia să primească o lovitură de la 11 metri în partida cu Universitatea Craiova pentru un hands pe care l-a făcut Badeli. A fost mult prea evident. Pentru că avem, repet, mișcarea brațului cu tot cu corp din spate înspre zona unde apărătorul știa că este mingea. Și este sancționabil conform legii jocului, pentru că apărătorul duce mâna spre minge. Deci apărătorul știa că vine mingea în acea zonă și duce cu mișcarea de rotire a corpului mâna spre minge pe care o lovește. Noi nu avem ce să mai discutăm de alte elemente, de mărirea suprafeței, viteză, distanță și așa mai departe, pentru că acestea se folosesc atunci când mingea lovește mâna. Ori nu este acest caz. Acest caz este un hand clasic în care apărătorul duce mâna spre minge. Conducătorul clubului dumneavoastră, Neluțu Varga, a mai trecut peste starea de spirit pe care o avea seară? N-am discutat cu el. Era dezamăgit, special adresat anumite opinii pe care eu nu vreau să le reproduc, că ar însemna să fie sancționat de către Comisia de Disciplină, care nu acceptă greșelile arbitrilor, dar nu anumite fraze exprimate la supărare de către cei care investesc bani în fotbal. Și atunci tratamentul este mult diferit. Și cunoscându-l, știind forța pe care o are, mă refer aici și forța financiară, sunt convins că nu va lăsa clubul la greu. Faptul că în viitor se va retrage, probabil se va întâmpla acest lucru, dar doar în anumite condiții. Fiind un luptător, consider că va continua, mai ales că el este implicat, din ce am înțeles acum, în a
parafa anumite business-uri foarte importante și atunci, iubind atât de mult fotbalul, fiind atât de pătimaș, sunt convins că va fi alături de noi în continuare. Eu, la fel, în primul rând, sunt alături de oameni la greu. La bine, toată lumea este prezentă, dar atunci când situația este dificilă, grea, ne rărim. Eu nu sunt cei care fug și am să lupt atât cât există posibilitatea, dar nu putem fără sprijinul finanțatorului încă.